Bună ziua, bine v-am găsit! Numele meu este Petrache Laurențiu Sorin și astăzi mă aflu alături de dumneavoastră din zona Târgu Secuiesc și vreau să vă mulțumesc că ați decis să fiți și astăzi alături de noi. Suntem într-o parcelă de cartofi, de altfel suntem în țara cartofului. Este o zonă bine cunoscută pentru tradiție și pentru profesionalism. Parcela a fost tratată în proporție de aproximativ 90% cu produse Bayer. Segmentul cartofului este pentru compania Bayer un segment important. Am inovat în ultimii ani în acest segment, aducând pe piață produsul Velum Prime pentru nematozi sau produsul Serenade, un produs biologic ce are ca scop controlul rizoctoniei, răia cartofului. De asemenea, menținem unul dintre cele mai bune și mai tradiționale fungicide, produsul Infinito, care de atâția ani face față manei și reușește să controleze acest agent patogen. Să nu uităm de segmentul de erbicide, Sencor, cel mai folosit erbicid în cultura cartofului și de asemenea Challenge cu substanța activă Aclonifen, un alt produs pe care colegii mei îl vor detalia. Deci aveți astăzi ce să aflați din partea noastră și mai ales ce să aplicați dumneavoastră în fermă pentru a avea recolte de calitate și sustenabile. Pilonii Bayer rămân aceiași. Siguranță pentru consumator, profitabilitate pentru fermier și respect pentru mediu. Vă mulțumesc frumos și vă rog să fiți alături de noi în continuare pentru a afla cât mai multe detalii care vă vor ajuta în a obține calitate și profit. Vă mulțumesc și succes! Sunt fiul de țăran, am crescut într-o microfermă, în sensul că părinții mei nu erau membri CAP, aveau o mică exploatație agricolă de subsistență, cum se spunea pe vremea aia, și produceam porumb, cartof în principal, mere și produse de origine animală. Am crescut practic în agricultură, am făcut după aceea studii de profil, am terminat facultatea de agronomie în 87, am fost repartizat la UNIASE, după care, având repartiție dublă, am lucrat și în cercetare la Institutul Cartofului din Brașov până în 93 și din 93 am început pe cont propriu exploatația mea proprie și personală, de fapt a familiei. Eu nu-mi reprezint decât familia până în momentul de față, deci cel puțin 30 de ani de agricultură la un nivel, zic eu, destul de ridicat. Colaborarea cu Bayer este permanentă și e de la începuturile mele ca fermier, pentru că produsele Bayer sunt arhicunoscute, deși foarte multă lume le-a folosit și în trecut și le folosește și astăzi și nu neapărat știu ei că sunt de la Bayer sau de la altcineva. Până la urmă, fermierul merge pe efect. Este foarte interesat de eficacitatea produsului, dar dacă vorbim de Bayer, practic, și de cartof, putem face o paralelă. Nu putea nimeni să-și conceapă cu 20 de ani, 30 de ani și nici astăzi combaterea buruienilor, de exemplu, fără faimosul Sencor, pe care astăzi îl folosim fără probleme și în combinație cu alte erbicide, încă cu succes. La recomandările specialiștilor de la Bayer încercăm să evităm îmburuienarea selectivă, pentru că este normală în momentul când folosești un erbicid atât de mult timp, și mergem în continuare cu acest produs. Și sunt multe alte produse, foarte multe din păcate, eficiente, dar scoase în condițiile noilor politici europene. Toată lumea se confruntă cu el, nu numai noi, toți fermierii din toată Europa. Dar să nu uităm că fermierii români folosesc produse de protecție a plantelor la nivelul a 25-30% pe hectar ca substanță activă față de ceea ce se folosește în vest. Deci îi așteptăm pe colegii noștri din vest să-și reducă această cantitate și nu să ne reducă nouă, care suntem deja la un nivel foarte mic. Vă dau de exemplu produsele vechi, vorbim de Infinito, care și astăzi e un produs de protecție a plantelor specializat pentru mană, cu efect și la tubercul, deci fermierii îl folosesc cu încredere și acum. Și în lumina celor discutate,
pentru combaterea unor dăunători de sol, boli de sol, în cazul de față rizoctonia, produse biologice, gen serenade, care a intrat în portofoliul Bayer deja de câțiva ani. Eu, ca fermier, l-am și folosit, îl și folosesc deja. E important să folosești un produs care îți controlează rizoctonia în condițiile anului 2021, chiar a fost foarte, foarte necesar și eficient, pentru că rizoctonia se manifestă când ai o primăvară rece, întârziată și cu umezeală ridicată. Deci a făcut treaba produsul și sperăm noi, momentan nu am expertiză în această direcție, dar produsul este eficient conform producătorului și la Rei Argintie, care a început deja să reprezinte o problemă în condițiile în care rețelele de supermarketuri și respectiv consumatorul român vrea un cartof care să aibă un aspect comercial corespunzător. Drept urmare, iată, sunt produse de nișă pe care încercăm să le folosim. Noi ne luptăm să menținem foliajul intact, ceea ce vedeți în jurul nostru s-a obținut cu eforturi deosebite, pentru că am avut perioade în care ploua zilnic și zilnic nu odată, ci de două, trei ori. Or, în condițiile în care ai foliajul ud, nu poți să faci un tratament eficient. Deci, întârziat, cu probleme, exces de umiditate, cu băltiri, grindină chiar, atacul de mană, bineînțeles, și-a făcut de cap, au apărut și formele de atac pe tulpină, care sunt mult mai greu de combătut. Și în cadrul programului de combatere am redus intervalul între stropiri, am făcut alternanță de produse, deci tot ceea ce se face omenește posibil ca să ne menținem culturile cât de cât funcționale până la urmă și să ne așteptăm la niște producții rezonabile. Nu vom avea, în mod sigur, anul ăsta producție record, în niciun caz. Să sperăm că totuși vom fi peste linia de plutire. Adică să trecem peste bariera aia, peste magica cifră zero. Noi considerăm că față de anul trecut, care a fost până la urmă un an destul de bun ca și producții, suntem la 15% sub. Mă abțin să dau o cifră referitoare la producția medie, pentru că aici sunt discuții referitoare la suprafață și atunci nu ne putem raporta decât la fermierii profesioniști. Dacă anul trecut au fost producții medii de 30-32 de tone, probabil anul ăsta vom fi în jurul cifrei de 27 de tone. Repet, vorbim de fermierii profesioniști și vorbim de marfă comercializată pe hectar, nu de cantitatea totală. Aici mai sunt și cartofi sub calibru și așa mai departe. Bayer-ul stă foarte bine la capitolul know-how, diseminează informația de care dispune, are experiențe practic în toată lumea, în diverse condiții climatice și la diverse culturi, dar în cazul de față noi vorbim strict despre cartof, este foarte important să beneficiem de această experiență. Deci îndemn fermierii să nu ezite în a consulta Bayer-ul în orice problemă legată de cartof și de protecția acestei culturi, deosebit de pretențioase până la urmă. Spunea regretatul profesor Matei Berindei că această plantă nu suportă prostia. Deci să nu insistăm pe această direcție și să ne informăm că nu este foarte greu în condițiile în care putem accesa aceste informații, inclusiv pe net, sau primim materiale informative sau iacăt aceste întâlniri în câmp, se poate vorbi, se poate socializa, se pot face schimburi de informații. Deci avem totul la dispoziție, trebuie să fim deschiși, atâta tot. Ne bucurăm să avem la dispoziție aceste soluții, pentru că sunt soluții la care trebuie să apelezi în momentele oportune. E foarte important și cum folosești aceste produse. Nu le poți folosi la întâmplare. Trebuie să ai niște cunoștințe minime sau, în cel mai rău caz, să citești eticheta producătorului sau să te consulți cu producătorul să spună exact ce ai de făcut, ca produsul oferit să aibă eficiența dorită. E o cultură de suflet făcută de un nucleu, aș zice eu, dur, pentru că foarte mult s-au lăsat. Cultura este în cădere liberă ca suprafețe, după cum am menționat, dar suntem deja, aș zice eu, la nivelul cel mai de jos. Nu cred că se poate merge mai jos de atâta, pentru că a rămas în zonele tradiționale, vorbim de județul Covasna, Brașov, Harghita, ceva prin Sibiu,
foarte puțin prin Suceava, din păcate. Suceava era cel mai mare județ producător de cartofi din țară înainte de 1990, ca suprafață, dar este în cădere liberă și credem că specializarea este de fapt cheia succesului și, bineînțeles, și așa dragoste a fermierului față de o cultură cu care a crescut până la urmă. Am ajuns în momentul de față foarte mult să producem cartofi pentru că e necesar sufletului să-l ai în fermă. În foarte mulți ani lucrez degeaba, dar probabil pot, același lucru pot să spună și alți fermieri. Dar continuăm. Bună ziua, stimați fermieri, bună ziua, dragi prieteni ai cartofului și bine v-am regăsit. Numele meu este Ivan Vitoș, sunt reprezentantul tehnic al companiei Bayer în județele Covasna și Harghita, județe care, alături de județul Brașov, formează așa numita țară a cartofului, cel puțin în segmentul cartofului târziu. Ne aflăm astăzi în localitatea Zăbala, în județul Covasna, în mijlocul unei parcele frumoase reușite de cartofi, parcelă ce aparține fermei Romion, fermă condusă, administrată de domnul inginer Romulus Oprea. Așa cum știți, în acest an am avut de confruntat o primăvară extrem de grea, extrem de dificilă din punct de vedere al condițiilor agrometeorologice. Am avut parte de foarte multe ploi, de temperaturi scăzute, motiv pentru care lucrările de primăvară au întârziat mult. Mă refer aici la pregătirea terenului, la plantarea tuberculilor, la lucrarea de rebilonare. Toate aceste lucrări au întârziat mult și efectul acestor întârzieri se vede și în acest moment pe această cultură de cartofi. Pentru această perioadă anului în care ne aflăm, a doua jumătate a lunii iulie, cultura este întârziată. Cu toate acestea, utilizând o tehnologie de top, folosind produse de protecție a plantelor de cea mai bună calitate, respectând verigile tehnologice, rezultatul este pe măsură, poate fi destul de mulțumitor și în acest an se vede, avem o cultură reușită, plantele sunt sănătoase, fără agenți patogeni, fără dăunători și un lucru foarte important este o parcelă, un lan de cartofi curat, lipsit de buruieni. Erbicidele în acest lan de cartofi și-au făcut foarte bine treaba, mai ales în contextul în care, din cauza precipitațiilor abundente, biloanele de cartofi au fost semnificativ afectate, iar vrejii de cartofi au acoperit cu întârziere bilonul de cartofi, formând acea barieră naturală cu întârziere pentru a proteja bilonul de buruieni. Buruienile în cultura de cartofi ne pot produce pagube însemnate, în primul rând pierderi de producție, datorită faptului că aceste plante nedorite consumă resurse importante de elemente nutritive și resurse importante de apă din sol, în defavoarea cartofului. În al doilea rând, aceste buruieni ne pot produce pagube, ne pot îngreuna semnificativ lucrările de recoltare și, nu în ultimul rând, buruienile ne pot infesta terenul, având efecte negative și asupra culturilor postmergătoare. Așadar, este un lucru deosebit de important să utilizăm produse de calitate, să aplicăm o tehnologie adecvată pentru a controla aceste buruieni din lanul de cartofi. Erbicidul numărul 1 al companiei Bayer pentru cultura de cartofi este Sencorul Lichid 600SC pe bază de metribuzin, un erbicid care vine cu o serie de avantaje în sprijinul dumneavoastră. În primul rând, este un erbicid cu eficacitate foarte ridicată, controlează majoritatea speciilor de buruieni dicotiledonate din cultura de cartofi, cele mai des întâlnite. Mă refer aici, în primul rând, la specii ca Amaranthus, Chenopodium, Atriplex, Soncus, Synapsis, Rafanus, Polygonum și așa mai departe, iar erbicidul controlează cu succes și unele specii monocotile anuale, cum ar fi Bromus sau Alopecurus. Este un erbicid selectiv la cartof. Se poate utiliza fără nicio reținere la majoritatea soiurilor de cartofi cultivate la noi în țară.
mai ales în preemergență, dar și în postemergență, desigur, adaptând doza la condițiile din momentul aplicării. Recomandarea noastră este să consultați descrierea soiurilor pentru a vă convinge despre sensibilitatea soiului respectiv la metribuzin, mai ales în cazul în care aplicați produsul în postemergență. Este un produs flexibil în aplicare, poate fi aplicat de la rebilonare până la închiderea rândurilor. Desigur, în cazul în care se aplică în postemergență, doza trebuie adaptată condițiilor. În cazul în care sunteți nevoiți să faceți o intrare cu erbicidul Sencor în postemergență, să faceți o corecție sau să interveniți în postemergență din cauza faptului că n-ați reușit să faceți o erbicidare de bază preemergentă, așa cum s-a întâmplat și în acest an în mai multe locuri, la mai multe ferme, datorită condițiilor pedoclimatice, recomandarea noastră este să faceți o combinație cu a produs lui Sencor cu un alt erbicid destinat cartofului în postemergență. Doza de omologare al produsului Sencor este de 1,5 litri la hectar, aplicat fracționat, astfel încât la o singură aplicare să nu depășiți doza de 0,9 litri la hectar, iar în postemergență doza de 0,6 litri la hectar. În postemergență, doza poate să varieze de la 0,2 la 0,6 litri la hectar, în funcție de tipul de sol, în funcție de soiul cultivat, în funcție de condițiile pedoclimatice din momentul aplicării, în funcție de spectrul de buruieni pe care dorim să-l combatem și, nu în ultimul rând, de fenofaza în care se află planta de cultură. Un alt erbicid al companiei Bayer, care este din ce în ce mai des folosit și din ce în ce mai apreciat, se numește produsul Challenge 600SC, care controlează foarte bine majoritatea speciilor de buruieni întâlnite în cultura de cartof. Desigur, ne referim și în acest caz la buruienile dicotiledonate anuale, dar este de menționat faptul că acest produs controlează și buruiana monocotilă, cea mai întâlnită și cea mai problematică din lanurile de cartof, și anume Echinocloa cruz galli, adică iarba bărboasă, este foarte, foarte bine controlată de acest produs. Doza de aplicare pentru acest produs este de 4 litri la hectar în cazul cartofului și se aplică doar în preemergență. La celelalte culturi legumicole, unde iarăși produsul a adus beneficii foarte multe fermierilor, controlând majoritatea speciilor problematice, produsul poate fi aplicat și în postemergență, dar dozele diferă. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc multă sănătate și recolte bogate. Bună ziua, vă spun și eu, dragi fermieri! Numele meu este Sergiu Pop, reprezentant al companiei Bayer pe zona Transilvaniei Culturi Speciale. Salutăm astăzi în mod special producătorii de cartofi din toată țara. Astăzi vă voi aduce în atenție portofoliul de fungicide și nematocide al companiei Bayer din România. În primul rând, aș dori să vă vorbesc despre produsul Velum Prime, un nematocid nou cu o substanță activă nouă. Produsul Velum Prime conține substanța activă Fluopiram, o substanță nouă în portofoliul Bayer, descoperită recent de cercetătorii noștri. Produsul Velum Prime se aplică ori în prima fază de vegetație, înainte de plantare, sau se poate aplica înainte de rebilonare. Aplicarea se face cu mașina de aplicat tratamente în doză de 625 ml pe hectar. După cum știți, compania Bayer mereu a venit cu produse inovative. Și ne gândim aici la segmentul de produse biologice. În aceste condiții, Bayer România a adus pentru fermierii români produsul Serenade Aso, un produs inovativ ce are ca substanță activă Bacillus subtilis, o tulpină specială QST713, care înglobează trei proprietăți. Are efect fungicid, bactericid și în același timp stimulează sistemul imunitar al plantei. Este omologat pentru cultura cartofului în prevenirea infecțiilor cu Rhizoctonia solani. Produsul se aplică în momentul plantării tuberculilor cu ajutorul mașinii de aplicat tratamente, se pulverizează direct pe tubercul, după care se realizează închiderea rândurilor.
bacilul asigură o barieră protectivă la nivelul tuberculului și în același timp, după ce urmează procesul de încolțire, această peliculă va proteja și tulpinile subterane. Doza recomandată pentru aplicare este de 5 litri pe hectar, într-o cantitate de 200-500 de litri de apă. Aș dori să aduc în atenția dumneavoastră și binecunoscutul produs Infinito, un fungicid care și-a demonstrat calitățile excepționale de-a lungul anilor, fermierii folosindu-l cu încredere în momente de criză pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu mană, Phytophthora infestans. Produsul Infinito înglobează două substanțe active, fluopicolid 62,5 grame pe litru și propamacarb clorhidrat 625 de grame pe litru. Fluopicolid asigură o acțiune preventivă foarte bună prin efectul antisporulant și prin acțiunea sistemică acropetală, iar substanța activă propamacarb clorhidrat asigură o acțiune curativă prin inhibarea dezvoltării miceliului ce pătrunde în plantă. Astfel, cele două substanțe active asigură protecție maximă pentru prevenția și combaterea manei cartofului. Doza recomandată de aplicare pentru Infinito este de 1,4 litri pe hectar, într-o cantitate de 200-500 de litri apă pe hectar. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Sper să fie niște sfaturi folositoare și dacă aveți nevoie de ajutor, oricând puteți să apelați ori prin telefon sau prin e-mail la colegii noștri din teren. Vă dorim un an cu producții bune, atât cantitative cât și calitative.